lăudat să fie Domnul! Iubiți oaspeți, stimați frați și surori, pe toți, vă salutăm în numele Domnului Hristos, vă binecuvântăm în numele Domnului Hristos și vă mulțumim în numele Domnului Hristos că ați venit să vă rugați împreună cu noi, să cântați împreună cu noi și împreună cu toții să ne închinăm lui Dumnezeu Tatăl, Domnului Hristos și Duhului Sfânt. Amin. Amin. Dragii mei, obiceiul casei este că în fiecare lună avem un verset pe care noi îl numim versetul de aur și îl rostim la începutul fiecărui serviciu divin. Pentru luna iunie am ales versetul 17 din 1 Timotei, capitolul 1. Rog frații de la stație să îl proiecteze, îl avem deja pe cele trei scrinuri. Este pentru ultima dată când în această lună rostim acest verset. Nu știu când o să ne mai întâlnim cu el, dar în această seară, vă rog din toată inima, este un verset extraordinar. După ce vom rosti acest verset cu toată audiența, o să citesc câteva nume de frați și surori pentru care am vrea toți, cu toți în comun, să ne rugăm ca Dumnezeu, acolo unde sunt, acasă, la spital, să-i cerceteze, să-i atingă, să-i vindece, să-i încurajeze, să-i mângâie. De aceea haideți să rostim acest verset pentru început. A împăratului veșniciilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Pentru următorii frați și surori, am vrea să facem o rugăciune în comun în prima parte, în partea a doua. Ne rugăm ca sub ungerea Duhului Sfânt să fie cântarea de laudă, vestirea cuvântului, ascultarea cuvântului și împlinirea lui în viețile noastre. Am vrea din toată inima să ne rugăm pentru două surori, pentru Sefora și Naomi Burkeci, aceste două surori. În urmă cu o săptămână, pe Sefora, alături de alți 21 de tineri, i-am felicitat pentru că au absolvit. Unii școala duminicală, alții high school, alții college, într-un număr de 21 de tineri. Printre ei a fost și Sefora. Marți după masă, la o anumită oră, au avut un accident destul de grav, aceste două surori. Naomi este acasă, ne rugăm ca Domnul să o facă să fie tot mai sănătoasă și mai bine. Sefora este încă în spital. Doamne, binecuvintează-o pe Sefora. Amin. Sângele Domnului Hristos, puterea Domnului Hristos, puterea Duhului Sfânt să o atingă în această seară. Doamne, binecuvintează-o pe sora Paulica și pe fratele Ioan, părinții ei. Binecuvintează întreaga familie Burkeci. Ne rugăm pentru fratele Daniel Rostaș și pentru soția lui Elena, mai ales pentru fratele Daniel Rostaș, sunt părinți a 14 copii. Ei au fost membri ai Bisericii Philadelphia, s-au mutat de vreo 2 ani în Biserica Bethel din Detroit, a fost diagnosticat cu cancer la pancreas, dar ei se încred în Domnul și noi suntem alături de familia Rostaș. Dumnezeu să se atingă de fratele Daniel. Sora Olimpia Rațiu a avut o intervenție chirurgicală săptămâna trecută. Fratele Rațiu și fratele George mi-a spus că se simte mai bine. Dumnezeu să se atingă de sora Olimpia acasă. Amin. Marcela Frânc. Familia Frânc are un loc special în inima mea. Fratele Iosif m-a sunat luni și mi-a spus că soția lui a fost diagnosticată cu cancer la pancreas. Dumnezeu să se atingă de sora Marcela Frânc. Să-l binecuvinteze pe fratele Iosif Frânc și familia lor. Fratele Gicu Stan din Cluj, ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de el. Se află într-o stare destul de gravă din punct de vedere al sănătății. A vrea din toată inima ca Domnul să o binecuvinteze pe soția lui, pe sora Emima. Dumnezeu s-a folosit de acești soți într-un mod special în România și în diaspora românească. Acum, prin starea prin care ei trec, numai Dumnezeu poate să-i mângâie și să-i întărească, iar noi să-i sprijinim în rugăciuni. Ne rugăm pentru sora Dana Paneșiu. Am înțeles că se află ceva mai bine. Domnul să o facă și mai bine. Plecăm capetele, dar în prima parte ne rugăm pentru acești frați și surori, ca și cum am fi noi în locul lor. Partea a doua ne rugăm pentru ungerea Duhului Sfânt, care să fie peste întregul serviciu divin în această seară. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, toți ca un singur suflet, Doamne, venim înaintea Ta. Și îți mulțumim din toată inima
pentru că ne-ai dat harul să fim împreună în această seară. Binecuvintează, Doamne, te rog, acești frați pentru care noi ne rugăm înainte. Ai milă de Sefora și ai milă de Naomi. Doamne, ce nu poți să faci în mine, ce să faci tu? Sângele Domnului Hristos, Sfântul Domnului Hristos, Doamne, ce trei paruri care lucrează în mântuire, să lucrează la Dumnezeu și la comunicare acest Vă rog să dați mâna unii cu alții și apoi să vă reașezați. Încă o dată vă mulțumim că sunteți cu noi la închinare. Printre cei care sunt cu noi la închinare este și fratele, prietenul meu și fratele meu în Domnul Iisus, Pavel Duma. Frate Pavel, welcome la Philadelphia Church. El este pastorul Bisericii Emanuel din Spokane, Washington. Dumnezeu să-l binecuvinteze pe el și pe sora Monica. Spune biserica mie, vă rog frumos. Amin. Această familie mi-a dat Domnul Harus să-i păstoresc câțiva ani buni în Chicago. Ei s-au mutat urmă în Seattle și de atunci am rămas frați și prieteni. Și Dumnezeu să-l binecuvinteze pe fratele Pavel. Serviciul va continua și în numele Domnului să fie lăudat. Amen. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeului Israel. Din veșnicie în veșnicie și noi cu toții să spunem amin. Amin. Dacă vrei ca Dumnezeul lui Israel și Dumnezeul tău și al nostru să fie slăvit, glorificat și onorat, spune un amin în ziua de astăzi. Amin. Glorie Domnului! Amin. Tuturor celor ce sunteți în capul oaselor, celor ce sunteți în biserică, celor ce ați putut veni la biserică, celor care sunteți în prezența Domnului, la cântarea de laudă, la vestirea cuvântului și puteți să strigați în gura mare căci Dumnezeu v-a dat sănătate și viață, faceți-o în această după masă împreună cu mine, slăviți să fie Domnul! Așa cum spunea fratele păstor, nu de mult toată biserica știe această tânără frumoasă. Când eram în baptister, i-am pus întrebările pe care le-ați auzit și îmi răspundea cu atâta gingășie că ea vrea să-L slujească pe Domnul până la moarte. Și am fost alături de ea în zilele acestea și astăzi împreună cu fratele Vasile și fratele Tavi vreau să vă spun ceva. N-am mai putut să vorbesc cu ea.
Mi se frânge inima, dragi părinți care aveți copii în adunare, rugați-vă ca Dumnezeu să-i păstreze lângă el și să le dea viață, că nu știm când Dumnezeu ne cheamă acasă pe unul fiecare. Aș dori ca până când Dumnezeu ne cheamă acasă să-L slăvim și să-L lăudăm pe Domnul. Așa că vom asculta, cântând spre slava Domnului, fanfara, sora Cami Vlașin, un solo, după sora Cami, corul bisericii și din cuvântul Domnului, fratele Jean Costea, pe toți și pe toate să vă binecuvinteze Domnul. Amin.
Slavă Domnului din cerul și spre glorie onoare, ne-nchinăm înaintea ta și veci de veci îți vom cânta. Slavă Domnului din cerul și spre glorie. It's an honor and a privilege to speak again from the Word of God to everyone here in this evening. My message will be in English tonight, primarily, really towards everyone, youth, older people as well. My passage for this evening is found in the book of Romans, chapter 5, beginning with verse 1. If I could ask the media team to project it in Romanian, if you wouldn't mind. From Romans, chapter 5, beginning with verse 1. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through him, we have also obtained access by faith into this grace which we stand, and we rejoice in hope of the glory of God. And now, a reasonable person, a sensible person, would stop here and say, this is fantastic news. This is great news. This means that according to the Word of God, I have peace with God through the sacrifice of Jesus Christ. I am saved, he is sanctifying me, and I can live the rest of my life in this manner, happy and blissful, knowing that this is what the Word of God says. But in true Paulinic fashion, of course, Paul goes on and he continues almost in a way akin to a salesman saying, but wait, there's more. And we find in verse 3 where he says, not only that, but we rejoice in our sufferings. So we just read two verses that was talking about justification by faith, about peace with God through Jesus Christ. And that's great news. That's good news. And then
Paul, inspired by the Holy Spirit, writes almost something that seems in contrast to what we just read. We rejoice in suffering. We rejoice in suffering. So what is the purpose of this? What is the purpose of Paul writing this, of us rejoicing in suffering? We know this right off the bat, though, that everything God does is for a purpose. Everything that happens is for a reason. For in the life of a believer, nothing is by accident. And if we go in with that mentality right away, we can start to understand and start to really dig into what the Word of God is trying to tell us in this evening. Because there is a purpose for everything that happens in our lives. There's a purpose for all the blessings. There's a purpose for all of our job, of our money. There's a purpose for all of that. And there's also a purpose for our suffering. And in this evening, that is what my message will be about. The purpose of suffering. It is not an easy topic. I ask for you to pray for me. And this evening, I had Pastor Luca and Pastor Dumas say that they were praying for me. So that's two, and then my wife, that's three. So I have at least three praying for me. I ask that you join them in prayer as well. It is a topic that could be spoken about for years and years and years. I only have about 15 to 20 minutes. So here we go. Let's start with the first word. Rejoice. Paul says we must rejoice. The definition for this, if you look into it, it could also be said to boast in sufferings, to speak aloud in sufferings. Now, I can't remember the last time somebody walked in church and said, "I'm suffering, I'm suffering, I'm suffering." That doesn't happen. It's not normal. I can't remember. Maybe some of you have seen something like that. I have never seen that. Where someone comes in and is happy, they are suffering. James writes in his epistle as well. He says, "Count it all joy, my brothers, when you go through sufferings of every kind." Now, there's some people who will take these passages and say, "Well, I guess we have to be cheerleaders and say, count it all joy, count it all joy. I'm happy, I'm happy, I'm happy." That's not what this is saying. I don't think, even just from how the Bible is, from how the gospel is presented to us, we don't need to go through sufferings reading, saying, "Well, I'm happy. God told me to be happy. I'm going to count in his joy. I'm going to count in his joy." Grimacing through our teeth and saying it through clenched teeth that we are happy in our sufferings. So what then was Paul talking about? What did Paul and James and the other apostles find and discover that allowed them to say we can and must rejoice in our sufferings? This suffering can also be translated as tribulation, a pressure, affliction, burdens, persecution, or troubles. What caused them, what secret did they know that allowed them to say this? We all know that Paul suffered immensely for the gospel of Christ. We know that all the disciples suffered for the gospel of Jesus Christ. Paul devotes multiple verses in Scripture explaining how he was beaten, explaining how he was left for dead, explaining how he suffered for the cause of Christ. I think the first key to understanding this is found in the very next word. If we could pull up the verse again, beginning with verse 3. Not only that, but rejoice in our sufferings, knowing. What did they know? What did Paul know? First of all, how do we know things? By two ways. We know things by someone telling us. That's way number one. For example, we can read in the Bible, well, it says we must rejoice in our sufferings. Therefore, I'm going to rejoice. Okay. We read Psalm 23, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Okay, intellectually, it makes sense. The Lord is our shepherd. He guides us. He leads us. Okay, I know that. But there's a second way of knowing. That's by experience. That's by living through the suffering.
If we take Psalm 23 again, the Lord is my shepherd. It's one thing to say intellectually, yes, he's my shepherd. It's another thing to say, I know he's my shepherd because he led me through the most difficult time in my life. I know he is my shepherd because he picked me up and gave me strength when I didn't have any. So those are the two ways of knowing. And when you know something through experience, you can try to explain to somebody else suffering as much as you want about the things you're going through, about the troubles that are happening in your life. You could go into detail, but they will never understand fully. Because you can't convey suffering. The person might try to understand it. The person with whom you're speaking might say, I'm sorry, I feel for you, but they don't truly understand it because they are not there in your shoes experiencing it. Let me give you a little illustration that might help to understand what I'm trying to say here. When I was in Florence a few years ago, I really wanted to go see the statue of David. How many of you guys have heard of the statue of David by Michelangelo? It's the big one where David has a slingshot across his left shoulder, and he's holding rocks in his right hand. It's a giant carving made of marble, I believe, beautifully detailed. So I really wanted to go see it, and I was waiting in line, and it was cold. It was November, and it started raining, and my feet got wet. And if there's one thing I don't like more, it's wet feet. I can't stand wet feet. I could be soaking everywhere else. It could be raining, but if my socks are wet, that's it. I have to go and change. So I was thinking right there, am I going to stay in this line to walk into the museum to see the statue? Or am I going to go back? When all of a sudden, in a court to my left, I see that there's a replica of the statue. It's not exactly the same, but it's close. I'm thinking, oh, this is good. I can just see it right here. I don't have to pay to go inside the museum. I don't have to do anything. I can just see it, take a few pictures, and go back. And I was tempted with that thought for a while until my friends and I decided, no, you know what? We're going to stay, and we're going to go and see what this is all about. We have to see for ourselves what everyone is talking about. So we waited and waited and waited in the cold and the wet. We finally get in, and when I walk in, the statue is the first thing you see in the museum. And I can honestly say it is one of the few times in my life where I was left speechless, where you're at a loss for words at what you see. It is such a beautiful statue. The way David's gaze is focused, the way the muscles are so etched perfectly, it's almost like someone, like that was an actual person and they just painted him white. It was amazing. And I could sit here and try to explain to you exactly how it looked like. I could go on and on and on and show you pictures and videos of how it looks like. But unless you are there, unless you see with your own eyes how it looks, unless you experience it, it's not the same. I can't convey to you what I felt and what I saw because you yourself did not see the same things that I did. A doctor once said, and this is a quote, "It seems to me that when we speak in a theoretical sense about terrible sufferings of cancer patients, of orphans, we don't get the whole picture. But when people actually go to these hospitals, when they see the cancer patients, or go to an orphanage, people tend to come away from those experiences strengthened in their faith and not weakened. It's often right there where suffering happens that we personally experience God." As I said before, some knowledge is only experienced in person, in relationship. And perhaps this is true of the knowledge of God's goodness in our suffering. About this goodness of God that can only be experienced in those moments. And we find that when we invite God into our suffering, when we invite God in those moments, we learn something. And this is what I feel Paul and James and all the apostles and disciples realized. They realized something. That they don't have to try to explain to God the suffering they're feeling.
They don't have to try to explain exactly what's going on, because Christ himself suffered, and he knows exactly how we are feeling. He is there with us. He is there, as I said, if I'm looking at that statue of David, he is there next to me. I don't have to explain to somebody what it looks like. And so when Paul is writing here, we are able to rejoice. One is because we know we are not alone. We know there's someone who has gone through those sufferings with us. And in Hebrews chapter 5, I just want to open up and read from there. In Hebrews chapter 5, beginning with chapter 4, beginning with verse 14, since then we have a great high priest who has passed through the heaven, Jesus the Son of God, let us hold fast to our confession. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weakness, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. This is the God, this is Jesus the Son, who's with us in those moments. And that is, I believe, one of the things that Paul and all the apostles found, is that they are not alone. So let's move on in reading back to Romans. Knowing that suffering produces endurance. Endurance could also be translated as patience. Is a constancy. It's training. It's hard. But you know there is a purpose. You know there is a purpose. And in our lives as Christians, as I said before, everything is done with a purpose. And I think there are two main purposes that God has in this world for our lives. This is a very broad view, it's an overview, but there are two main purposes. One is for us to be saved through Jesus Christ. All the events that happen in our lives up to a certain point are for us to be saved and redeemed. Amen? It is God's grace that searches for us and that we are able to become part of the body of Christ. That is why all the events in our lives happen, to draw us to that moment. After that, after we are saved, it is so we can look more and more like Christ, be more and more like Jesus, and resemble him more. So these are the two biggest reasons, wherever you are right now, whether you are here tonight as a Christian or not, those are the reasons for why every event in your life happens. So you can be a born-again believer, and after which you are born again to be sanctified continuously by Christ. Now again, that's a very broad description, but that's what the purpose is. That's what the purpose is. And this training, if we read on, this endurance, this patience, it produces character. This is in verse 4. And character, this is the result of persevering through a given trial. It's a tried integrity. It's tested. Somebody once said that a faith that is not worth testing is not a faith worth having. If you are a born-again believer, your faith will be tested. It will go through suffering. The Bible tells us that. And in this testing, in this refinement process, we are constantly having the hands of God, the mighty potter, right? We are the clay. He is the potter. He is the one who is in control of sculpting us, of molding us. He is constantly chipping and taking away things that do not need to be there. There's someone that makes a guitar from one giant piece of wood. Now, for all of you guys that are guitar players and know about guitars, you know this is a very hard process. Usually guitars are made from multiple pieces of wood. They're glued together, they're put together. It's not one block of wood. And when they asked this professional, this carpenter, when they asked him, how do you know what the guitar needs to look like from just that one piece of wood? And he said very simply but very profoundly, I just take away what doesn't need to be there. It sounds simple. Just take away what doesn't need to be part of the guitar. But what vision must that builder have? What perspective must that builder have in order to make that guitar? Something that is beyond me and beyond a lot of us. Now, more than the guitar, think about your life. Think about the soul of a person.
When God is the master builder, he is the master craftsman, taking away what does not need to be there, taking away things in our lives that are of no use, that are pointless. As we find in many spots in the scripture, this testing of our faith can also look like a refinement process. When a master of metal, when he takes gold, for example, and he wants to purify it, you put it through fire. Then through the process, when you put it in water to cool it, all the impurities, all the filth come to the top. And when they take away this filth, the impurities, they know the process is finished. Only when they can look at the gold, only when they can look at the metal and see the reflection on the gold. In the same way, my friends, in the same way, God is constantly refining us. He is constantly working on our character so that when he looks at us, he sees that we are reflections of him. When people look at us, they see that we are reflections of Christ, that we walk like him, that we talk like him, that all the events in our lives mold and shape our character, that mold and shape our character. We don't need to be built up and encouraged many times for our character to be something holy. We don't need to be built up and encouraged. Oftentimes, we need to be broken. We need to be broken and chiseled down so that God, again, can build back exactly what needs to be there, exactly how he sees it. And not just for us to keep adding things, to keep adding things that we think need to be there. And the word keeps going. And character produces hope. Character produces hope. And if there's one thing that this world needs, it is hope. It is a hopeless world that we live in. And don't take my word for it. Just turn on CNN, Fox News, whatever. Look and see what's going on around the world. At what point in history did a person say, I disagree with a person, therefore I'm going to blow myself up and blow up them as well? And what sort of hopeless world does that happen? Where someone decides that I'm going to make a statement, I'm going to go shoot 49 people because I don't agree with them. And what sort of hopeless world are we living in? If there's one thing this world needs, it is hope. And here's how hope is described in this passage, kind of the definition of it. It's a well-grounded, this is important, a well-grounded and firmly held prospect of receiving the future good that has been promised. This is not a wish. This is not an aimless hope. It's not you saying, well, I hope that one day God can work, or I hope that one day, no. This isn't that kind of hope. This is a hope that is made promised by God. In fact, in 2 Corinthians 1:20, it says that all the promises of God are yes in Christ. All the promises of God are yes in Christ. This is not a hope that we cannot trust in. This is not a hope that may or may not happen. This is a hope that is backed up by God because his words are backed up with actions that can be trusted and experienced. If you don't believe me, let's just finish reading this passage from Romans 5 with 5. And hope does not put us to shame. Hope does not put us to shame, meaning this isn't a hope that might happen, that might not happen. Why will it not be put to shame? Because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. In other words, God is saying, you can have hope for tomorrow. You can have hope in this suffering. And I promise this by my son Jesus Christ. And as a down payment of this promise, if you will, a sort of down payment, here's my Holy Spirit. So that you may experience this hope personally. So that instead of just reading about the Holy Spirit, having that knowledge of the Holy Spirit, God says, I'm going to do something even better. I'm not just going to say it. I'm going to give you my Spirit that it may live in you and give you hope. And you may feel this hope. That's how we know that this hope will not be put to shame. That's how we know that this hope will be made true. Because in Christ, all of God's promises are yes. All of God's promises will be true. That's how we know, my friends, that through this process of suffering, of endurance, of building our character, we can have hope. We can have hope.
And so I'd just like to end with a small illustration in a few more words. If you were to go to the doctor, and you had something bothering you, and the doctor said, okay, well, here's what we're going to do. We're going to start opening up your chest, we're going to look everywhere in the body, we're going to cut around and see if we can find something. And when we do, we'll take it out. No, thank you. I'd be the first one to walk out of there. That's how a doctor came to me. But how about this? If a doctor came and said this, well, we did some tests, some analysis, and we found where the problem is. And we're going to make a very small incision, a cut, a very small cut. We're going to take out the problem, the issue, and then we're going to stitch it back up, and it's going to heal. It's going to hurt a little bit. There's going to be some pain, but it's going to heal. That's the doctor I want to go to. That's where I want to go if I have a problem, if I have an issue. Because there's a purpose for why they're doing what they're doing. You know the purpose. And we as believers know the purpose of all sufferings in this world. As we just read, to draw us closer to Christ for the glory of God. And again, I don't want to make this seem too simple. As I said before, it's hard for me to come up there and say these things when there is so much suffering going around. I'm just asking you to look at the Word of God as I have found this promise from the Word of God that there is a purpose behind everything. Amen. That in the life of the believer, there's nothing that happens by accident. There's nothing that happens at random. This is just what the Word of God is telling me. And I hope He's telling it to all of us in this evening. Nobody likes to suffer needlessly. Nobody likes to go and suffer just for the sake of suffering, as some believe. But once you are saved, you can rejoice in suffering because you know the purpose. Because you know that you are not alone. Because you know that there's someone that has suffered with you. So now the question is not, why is there suffering? Now the question is, what, oh Lord, can I learn from this suffering? How can I apply it my life and see what you want me to see in this? How can I learn from this? How can my character be made better? How can I be more like you, Jesus, during this time? We need to realize that trials and tribulations are to work for a believer, not against a believer. They're for the purpose of the refinement of our character. And I want to ask, if you haven't made peace with God in this evening, if you are hearing what I'm saying and thinking I'm a fool for saying these things, for saying that we must rejoice in suffering, I just want to throw this question out. As we read from the first verse in chapter 5, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God. Will you continue your war with God when God has made peace with you? Christians, brothers, sisters, will we continue to blame God instead of looking, seeing what He wants us to learn for what's going on? Because while we are in this world, there will be suffering. There will be suffering. We cannot escape it. But we do have a hope that one day, as He promised, He will come. And all these sufferings we will see were for a purpose. There will come a day when all tears will be wiped away. There will come a day when there will be no more sufferings. Until then, let's remember everything that's done by God is for a purpose. Amen. Thank you, Johnny. Nu știu cât ați înțeles. Cred că tinerii au înțeles predica. Mulțumim Domnului pentru cuvânt. Înainte ca să fac câteva anunțuri, puneți, vă rog, versetul 10 din Psalmul 46 pe cele trei scrinuri. Da, în înăuntrul bisericii, cât și în lumea de afară, sunt foarte multe evenimente prin care noi trecem. Săptămâna trecută s-a zguduit întreaga lume de ce s-a întâmplat joi în Anglia. Urmăriți ce spune versetul 10 din Psalmul 46. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ, a Lui să fie slava. Indiferent ce se întâmplă în Europa, în America, în lumea întreagă, versetul 10 din Psalmul 46 să fie un verset pe care noi să-l rostim. Să ne oprim
Să înțelegem și să acceptăm că nimic nu se întâmplă în univers fără voia lui Dumnezeu. Nici în lumea politică, nici în lumea științifică, nici în lumea religioasă, totul ce se întâmplă este sub controlul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Dragii mei, aș vrea să îmi permite să vă spun că ne bucurăm să fim vizitați de o familie frumoasă care a venit din România, din părțile de nord a țării, în vizită din Bistrița, din România, la familia Jarda a venit familia Nicolae, fratele Florin și sora Ana, împreună cu copiilor Florina, Ruben și Darius. Sunteți amabili cât mai repede să vă ridicați în picioare. Familia Nicolae, acolo sunteți toți, Dumnezeu să vă binecuvinteze, biserica spune? Amin. Să vă simțiți foarte bine și să ședeți aici, la familia Jarda și în Biserica Philadelphia, bucuroși, văzând de o fanfară de copii mare și frumoasă, Dumnezeu să binecuvinteze oștirea mică. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze încă o dată, spun oștirea mică. Amin. Au cântat frumos și cânte frumos. Și oștirea mare să binecuvinteze Domnul. Amen, biserică. Familia Crețu va pleca spre Republica Moldova la un eveniment din familia lor. Fiica lor se va căsători în ziua de iulie, sâmbătă, iulie 9, 2016. Dumnezeu să binecuvinteze și familia Crețu. Și pentru că lumea de afară se zguduie, stock market-ul, dacă v-ați uitat vineri, în America, America a pierdut vreo 850-860 de bilioane de dolari. 860 de bilioane de dolari într-o singură zi. Și sigur, pe glob s-a pierdut peste 2 miliarde de dolari. Sume mari, fantastice, fantastice, oamenii sunt speriați. În asemenea conjuncturi și situații, noi trebuie să ne încredem numai în Dumnezeu. Și cum spuneam și cu alte ocazii, frații mei dragi, noi trebuie să nu fim datori nimănui nimic. Să nu fim datori, dacă se poate, nici la bănci cu bani. Și să fim free, să nu avem datorii. Mai ales biserica ar trebui să fie fără datorii. De aceea, conducerea bisericii, ridicați în picioare, vă rog, până când mai spune eu câteva cuvinte, chem grupul de laudă în față. Am hotărât ca în trei duminici, în ultima duminică din iunie, care este seara de astăzi, să facem o colectă, să reducem împrumutul de la bancă, care acum este de 460.000, să-l reducem mai jos. Vom face lucrul acesta în luna august, în ultima duminică din luna august și apoi în ultima duminică din luna octombrie. Aș vrea să vă pună Domnul în minte și în inimă că noi trebuie muntele ăsta care se numește 460.000 de dolari să-l facem mai mic. Biserica are nevoie de bani ca să funcționeze din foarte multe puncte de vedere. Și ca să nu dăm noi la bancari bani, haideți să adunăm bani, să plătim acest împrumut de la bancă cât mai repede. Cântând, dăruim Domnului. Eu cred că ați venit pregătiți de acasă. Eu am venit pregătit și eu, cu soția mea, cu un cec. Și cred că ați venit și dumneavoastră și am vrea din toată inima ca Dumnezeu să lucreze în sensul acesta la mințile și la inimile noastre. Avem copii ăștia mici și frumoși. Am vrea să investim banii care îi adunăm aici în lucrarea împărăției lui Dumnezeu. De ce să-i dăm la bancar? Haidem dar să strângem rândurile, să facem lucrarea aceasta cu inimă și cu suflet. Vă mulțumim în numele Domnului Hristos. Cântăm și dăruim Domnului și serviciul va continua și în numele Domnului să fie lăudat. Amen, amen. Thank you.
Respect, vă reinvităm să vă ocupați locurile și dorim ca să ascultăm spre slava Domnului slujba care va fi în continuare, cântând spre slava Domnului corul de copii, după care sora Edith Tiriteu un solo, apoi fanfara bisericii și după fanfară corul bisericii. Iar cuvântul Domnului va fi vestit de fratele păstor Pavel Duma și dorim ca Dumnezeu să-l binecuvinteze. Dorim ca Duhul Domnului să umple casa Domnului și inimile noastre a tuturora. Amin. Our God is an awesome God.
Thank you.
asemenea cântări nu poți numai să dai slavă și să dai glorie și să binecuvintezi pe Dumnezeul cerului și al pământului. Cu tot respectul, vă rog, haideți să ne ridicăm în picioare și să deschidem Sfintele Scripturi în această seară, în cuvântul Domnului, la cartea lui Iov, capitolul 38. Iov 38, citim de la versetul 4 la versetul 7. Dumnezeu îi spune lui Iov, unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune dacă ai pricepere. Cine le-a hotărât măsurile, știi? Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el? Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine i-a pus piatra din capul unghiului? Atunci când stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie, amin. Amen. Cu tot respectul, vă invit să luați locurile. Din inimă mulțumesc Domnului pentru că a hotărât ca să mai vin încă o dată la Filadelfia. Să vă văd pe toți, să ne bucurăm împreună. În mod deosebit mulțumesc Domnului pentru că îl văd pe fratele Luca, sora Estera, oamenii lui Dumnezeu pe care Dumnezeu i-a folosit și au avut un impact puternic în viața mea, în viața familiei mele. Și din suflet vă spun încă o dată la amândoi, Dumnezeu să vă răsplătească, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Doresc ca seara aceasta să rămânem înaintea Domnului și haideți să facem o înțelegere de la început. Vreau ca să lucrăm împreună în seara aceasta, vreți? Eu de aici, pentru că așa a hotărât Dumnezeu de data aceasta, și dumneavoastră de pe băncile dumneavoastră, care de unde sunteți, rugați-vă Domnului. Chemăm numele Domnului pentru că avem nevoie de numele Domnului. Și nu putem să facem nimic fără El. Vă aduc salutări sfinte de la Biserica Emanuel din Spokane, statul Washington, și noi cei de acolo, care facem parte și noi din Biserica lui Hristos, răscumpărații mielului. Vă binecuvântăm în numele Domnului Iisus Hristos și vă invităm să veniți să ne vizitați. Domnul Iisus să vă binecuvinteze. În urmă cu câteva luni, Dumnezeu mi-a dat un cuvânt și pentru că eu nu întineresc, nu știu dumneavoastră pe ce stradă circulați, dar eu nu întineresc, când primesc ceva de la Domnul, mă grăbesc să scriu. Pentru ca să nu vină hoțul și să fure. Ăsta-i jobul lui, să fure. Și mesajul pe care Dumnezeu mi l-a dat atunci, l-am mai prezentat încă o dată, în urmă cu câteva luni, dar nu în America, și în seara aceasta, după ce am stat înaintea Domnului, săptămânile trecute, Dumnezeu mi-a pus pe inimă ca să-L aduc pentru Biserica Filadelfia. Vă las pe dumneavoastră să luați decizia dacă mesajul acesta este de la Domnul sau nu la sfârșitul programului. Aș vrea ca să înțelegem un lucru de la început. Dumnezeu îi vorbește lui Iov și îi spune câteva lucruri și vorbește despre, hai să nu zic vremea începutului, pentru că, de fapt, în vocabularul nostru noi nici nu avem o expresie, un cuvânt potrivit în loc de început, și dacă îl folosesc aici că Dumnezeu a vorbit despre început, greșesc, pentru că nu există un început. Dumnezeu este începutul, Dumnezeu este sfârșitul, Dumnezeu este Alfa, Dumnezeu este Omega. Și Dumnezeu menționează aici un lucru în versetul 7 și acesta va fi subiectul din seara aceasta. Atunci când stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie
stelele dimineții. Vrem în seara aceasta ca să vorbim despre subiectul acesta care nu este prea comun. Stelele. Ce vrea Dumnezeu să vorbească? Ce vrea Biblia să vorbească? În Biblie se menționează de mai multe ori despre stele. Dumnezeu mi-a pus pe inimă să menționez în seara aceasta cel puțin trei categorii de stele, care o să le argumentăm cu Biblia și să vedem ce vrea Dumnezeu să ne vorbească nouă în seara aceasta. Primele două categorii o să trec un pic mai în fugă, pentru că aș vrea să mă opresc un pic mai mult la ultima categorie și aș vrea ca să menționez de la început, când Dumnezeu a menționat de stelele acestea, de dimineții, stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie, aici se referă Dumnezeu la îngeri care erau la tronul lui Dumnezeu. Gândiți-vă că Lucifer în perioada aceea era și el acolo. Erau parte din stelele acestea de dimineață, când și împreună cu fiii lui Dumnezeu, toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de biruință, de bucurie, îl binecuvântau pe Dumnezeu. Prima categorie de stele este o categorie în care nu aș vrea ca nici unul din cei care suntem prezenți aici să facem parte. Nici chiar cei care ne ascultați online, Dumnezeu să vă binecuvinteze și să nu faceți parte din această categorie. Apocalipsa, capitolul 12, versetul 3 și 4. În cel s-a mai arătat un alt semn. Iată, s-a văzut un mare balaur roșu cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărăstești pe capete. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Prima categorie sunt stelele căzătoare. Prima categorie sunt stele căzătoare. La căderea lui Lucifer, cu coada a tras stelele acestea despre care Dumnezeu vorbea în Iov, a treia parte și le-a aruncat pe pământ. Cum am spus, nu vreau să mă opresc mult la prima parte, doar vreau să dau un exemplu, să fim foarte clar ce înseamnă pentru noi, în secolul 21, stelele căzătoare. De multe ori am fost în zona Los Angeles și odată eram cu o familie din România și familia aceasta mi-a spus, zice, n-am fost niciodată la Hollywood. Hai să facem cumva să mergem, du-ne până la Hollywood, să vedem și noi stelele de la Hollywood. Și am zis, nu cunosc așa bine Los Angeles, dar avem GPS, hai să mergem în Hollywood. Am mers în Hollywood și vă spun că am avut o mare satisfacție. Știți care a fost aceea? Că am călcat pe stele. Am călcat pe stelele căzătoare. Acestea sunt stelele căzătoare. Acolo sunt pe trotuar, nu le-am putut număra câte sunt. Și-au pus numele, nu știu cât au plătit, dar acestea sunt stelele din Hollywood, care sunt stele căzătoare. Și calcă lumea în picioare stelele acestea. Când eram în România, o așteptam odată pe monicuța mea să iasă de la lucru, eram proaspăt căsătorit, și era un copilaș de vreo 7-8 ani, care tot fugea pe acolo, și n-am avut nici eu ce să fac, pentru că de multe ori curiozitatea mă împinge să fac și ce nu trebuie. Știu că de aici niciunul nu sunteți curioși ca mine. Și l-am întrebat, zic, auzi, știam că e din familie de pocăiți, cunoșteam părinții, zic, cum l-a
chemat pe tinerelul acela cu părul bălai de acolo, care a luat o praștie și a omorât omul acela înalt, mare? Și copilul se uită în jos și nu zice nimic. Mama sa, hei, amintește, ți-am fost rușine la maică, să știi. Și amintește ce ți-a spus bunicul, bunica. Stimați părinți, și eu sunt bunic, dar să știți că datoria să vă creșteți copiii e a dumneavoastră numărul unu și apoi a bunicilor. Vă bucur. Amin. Și l-am mai întrebat încă o dată, zic, auzi, nu-ți amintești ăla cu praștia? Și copilul sare în sus de bucur. Da, mi-am amintit, cum îl cheamă? Am Zapelea! Pentru cei care nu știți cine a fost Am Zapelea, a fost o stea căzătoare. Și este trist dacă copiii noștri, dacă nepoții noștri, în Biserica Philadelphia și în Biserica Emanuel din Spokane și în familia mea și în familia ta, este trist dacă cunosc numele la stelele căzătoare și nu cunosc numele la cei 12 apostoli. Nu cunosc numele lui David, nu cunosc numele Iosua, nu cunosc numele Iisus. Este trist. Acestea toate sunt stele căzătoare. A doua categorie de stele. Mergem în Iuda, în versetul 12 și 13, unde găsim a doua categorie de stele. Iuda 12 și 13. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a binelea, niște nori fără apă, mângnați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatici fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați, niște valuri înfuriate ale mării care spumegă rușinea lor, niște stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie. A doua categorie de stele sunt stelele rătăcitoare. Stele rătăcitoare. Știți, când este vorba despre stelele căzătoare, vă spun ce este bine și care e diferența între cele căzătoare și între cele rătăcitoare. Cele căzătoare sunt afară. Sunt la Hollywood, sunt în magazin, sunt la TV și bineînțeles că prin canalele de TV intră la noi în casă, intră la noi în minte, în inimă și ce să zic, vreau să fiu modest, vai de cei care se hrănesc din canale, nu? Cum să te hrănești din canale? Deci, pe partea aceasta deschidem ușa ca să intre stelele căzătoare, dar stelele rătăcitoare nu sunt afară. Stelele rătăcitoare spune că sunt ascunse la mesele voastre de dragoste. Sunt cu voi. Sunt între noi. Și asta e diferența. Și asta e durerea. Și asta e nenorocirea. Și asta e problema. Asta e problema pentru tineri. Asta e problema pentru bătrâni. Asta e problema pentru fete. Asta e problema pentru băieți. Asta e problema bisericii, că sunt niște stânci ascunse care se ospetează de-a binelea fără rușine. Sunt de două ori morți, sunt dezrădăcinați. Și eticheta lor, li se spune la urmă, sunt niște stele rătăcitoare. Ce trebuie să facem noi? Ce trebuie să facem noi? Numărul unu, doresc ca Dumnezeu să ne dea un duh de discernământ, de deosebire a duhurilor acestora, pentru ca să cunoaștem
și să înțelegem vorba celui de lângă noi, gesturile celui de lângă noi, să înțelegem ceea ce vrea și unde vrea să te ducă, pentru că sunt la mesele voastre de dragoste, dar eticheta lor este aceasta: sunt stele rătăcitoare. Nu numai că ele sunt rătăcitoare, dar vor să te ducă și pe tine în rătăcire. Măcar dacă ne-ar lăsa în pace, măcar dacă n-ar încerca să ne ia copiii, să ne ducă în rătăcire, să vorbească de rău, să arate cu degetul: ăsta nu-i bun, ăla nu-i bun, hai după mine, ascultă-mă pe mine. Dragii mei, Duhul Sfânt în seara aceasta dă un semnal de alarmă. Duhul Sfânt să ne lumineze mintea, să înțelegem cu cine avem de-a face și care sunt stelele rătăcitoare. Dumnezeu să binecuvinteze tinerii noștri, să-și înțeleagă colegii, să-și înțeleagă prietenii, să-și înțeleagă cu cine să adună, unde merg, ce fac. Cine sunt aceștia care influențează în viața lor? S-o ia în stânga, s-o noia în dreapta. Aveți grijă, feriți-vă de stelele rătăcitoare, pentru că ascultați ce pedeapsă o să aibă, cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie. Nu-i ascultați, nu stați în jurul lor, nu-i băgați în seamă. Depărtați-vă de oricine vă tulbură, sunt stele rătăcitoare. Duhul Sfânt să planeze mintea noastră, Duhul Sfânt să călăuzească tinerii noștri, Duhul Sfânt să ne ia în stăpânire mintea, Duhul Sfânt să ne ia în stăpânire urechile, Duhul Sfânt să ne ia în stăpânire limba, Duhul Sfânt să ne ia în stăpânire mâinile, Duhul Sfânt să ne ia în stăpânire picioarele. Doamne, păzește Biserica Philadelphia de orice stea rătăcitoare. Oh, aleluia! Aleluia! Unul singur are dreptul de a ne călăuzi. Știți cine are dreptul acesta? Duhul Sfânt este călăuza. Mărit să fie Duhul Sfânt! De aceasta avem nevoie în viețile noastre. A treia stea despre care Dumnezeu mi-a pus pe inimă ca să vorbesc, a treia categorie în această seară și ultima, haideți să deschideți Sfintele Scripturi la Matei, capitolul 2, versetele 9, versetul 9 și 10. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat și iată că steaua pe care o văzuseră răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Aleluia! Aleluia! Prima categorie de stele, stele căzătoare. A doua categorie de stele, stele rătăcitoare. A treia categorie de stele, stele călăuzitoare. Doamne, fă-ne pe toți niște stele călăuzitoare. Știți ce slujbă au stelele călăuzitoare? Să te ducă la Hristos. Să te ducă la Hristos. Să te ducă acolo, nu s-a oprit steaua până când a ajuns unde era pruncul. Să nu te oprești, indiferent ce obstacole spune diavolul, indiferent ce îți oferă America și Atlanta și Georgia, să nu te oprești. Chemarea mea, chemarea ta, chemarea Bisericii lui Hristos este să fim niște stele călăuzitoare, să ducem omenirea aceasta din secolul 21, care este încărcată de atâta nenorociri, de atâtea probleme, așa cum fratele Luca amintea, ducem un stres extraordinar, nu știm ce va fi mâine, n-am crezut niciodată că o să văd cu ochii mei și o să aud cu urechile mele în generația mea ce legi să dă de la Casa Albă, n-am știut, n-am înțeles. Nu m-am gândit la ceva niciodată când m-am mutat în Washington State în urmă cu 20 și ceva de ani. Nu mi-am putut imagina că o să fie un stat care este unul dintre cei mai liberali state din United States. Cel mai non-church state din United States.
primul stol, să zic așa, de marijuana s-a deschis la noi în Washington State. Într-o asemenea conjunctură, într-o asemenea situație, Dumnezeu mă cheamă pe mine ca și parte din Biserica lui Hristos. Mă cheamă să fiu o steacă lăuzitoare, să-mi duc colegii la Hristos, să duc omenirea la Hristos. Sunt destui care fac răni, sunt destui care dărâmă, sunt destui care înțapă. Nu, unde sunt cei care zidesc? Unde sunt cei care toarnă undele în perană? Doamne, fă-ne niște stele călăuzitoare! Oh, haleluia! Vrem categoric ca să fim niște stele călăuzitoare, să se împlinească cu noi cuvântul care îl spunea Mântuitorul și a zicea, când vor vedea faptele voastre bune, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetărilor. Doamne, ajută-ne la aceasta! Sunt trei domenii în care noi ne scăldăm viața, în care Dumnezeu ne cere ca să fim stele călăuzitoare. Trei domenii. Domeniul numărul unu, la care știu că nu vă place ce o să spun acum. Dar nu v-am promis la început că o să vorbesc numai ce vă place. Primul domeniu, să fii stea călăuzitoare în casa ta. Wow! Vreau să vă spun ceva, soți dragi, să nu ne audă nimeni, așa mai încet. Nimeni nu te cunoaște mai bine ca și Duhul Domnului și Duhul soției, să știi. Nimeni. Să fii stea călăuzitoare în casă? Ne place să predicăm lung la copiii noștri și nu-i rău. Dar de multe ori, și de cele mai multe ori, copiii noștri, știți ce o să facă? Nu atât de mult ce le spunem, cât ce o să vadă în noi. Fii o stea călăuzitoare! Fii o stea călăuzitoare! Dacă ne ducem în 1 Timotei, capitolul 5, ascultați ce-i spune Apostolul Pavel lui Timotei. 1 Timotei, capitolul 5, versetul 8. Dacă nu poartă cineva de grijă de ai lui, și mai ales din cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Așa va fi la biserică, la 9 fără 5, și casa ți-ai lăsat-o vraiște. Scoală-te la 6, dacă e cazul. Scoală-te la 5. Ca să te scoli duminică dimineața la 5, turn off the TV, nu te mai hrăni din canale și culcă-te la timp, sâmbătă seara. Am crezut că toți o să spuneți amin. Amin? Amin? Dacă nu poartă cineva de grijă la cei din casa lui, cu alte cuvinte, dacă nu ești o stea călăuzitoare la cei din casa ta, să nu te aștepți că Dumnezeu o să te trimită până la marginile pământului. Te înșel singur. Îți mai spun încă ceva. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Psalmul 118. Există o singură categorie de strigăte care sunt aprobate de Dumnezeu în familie. Psalmul 118, versetul 15. Strigă-te de biruință și de mântuire să înalță în corturile celor neprihăniți. Dreapta Domnului câștigă biruința! Toate celelalte strigăte nu sunt aprobate. Vrei să fii o stea călăuzitoare în familie? Adu strigăte de biruință și de mântuire și în astea să se înalțe în corturile celor neprihăniți, să știe copiii, să știe nepoții, să știe soțul, să știe soția, căci numai dreapta Domnului câștigă biruința. Amin? Amen. Și apoi, al doilea lucru în care noi trebuie să fim stele călăuzitoare, al doilea domeniu în care noi trăim, este în lume. Adică, în lume, acolo unde Dumnezeu ne-a așezat pe toți. La muncă, în business, peste tot, noi trebuie ca să fim lumină și să fim, într-adevăr, cum Domnul Iisus ne-a poruncit, sarea pământului. Ascultați ce spune cuvântul Domnului
în Ioan, în capitolul 17, am luat cuvântul acesta pentru că este din rugăciunea Mântuitorului. Ioan 17 cu 18. Cum ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Cum l-a trimis Tatăl? Cum l-a trimis Tatăl pe Domnul Iisus? Categoric, ca să fie o stea călăuzitoare, ca să fie o stea mântuitoare, ca să fie o stea iertătoare. Și asta ne cere Dumnezeu de la noi și Dumnezeu să ne binecuvinteze. În 1 Timotei, capitolul 4, versetul 12, dar aici categoric nu este vorba numai de tineri. Menționează numai de tineri, dar dacă vreți să ne încadrăm toți, să știți că avem loc. Ascultați ce spune Apostolul Pavel, cum să fim noi stele călăuzitoare în lume. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Numărul 1, fii o pildă pentru credincioși. Să știți că este greu să fii pildă pentru credincioși, că aceștia cunosc Biblia. Ok? Numărul 2, în vorbire. Numărul 3, în purtare. Numărul 5, în dragoste. Numărul 5, în credință. Și numărul 6, în curăție. Fii o stea călăuzitoare în toate acestea. Fii o pildă. Apoi trecem la al treilea domeniu, care poate că o să ziceți, aici nu mai avem nimic de vorbit. Al treilea domeniu, să fim o stea călăuzitoare în biserică. Cum adică să fii stea călăuzitoare în biserică? Păi în biserică tot suntem sfinți, așa-i? Vă uitați bine unul la celălalt, wow, ce bine arătăm! Eu nu arăt așa bine în seara aceasta, care îi spuneam fratelui Luca, nu am cravata nu pentru că vreau să mă laud cu smerenia, ci pentru că de data aceasta nu monicuța mea mi-a făcut bagajul, eu l-am făcut. Și mi-am uitat cravata. Psalmul 84... Versetul 4 spune așa, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Până nu de mult l-am înțeles versetul acesta exact așa cum știu că toți de aici îl înțelegeți tot la fel. Deci dacă ești în casa Domnului, înseamnă că lauzi pe Domnul. Ceea ce vreau să vă spun că nu e adevărat. Nu înseamnă că dacă ești în casa Domnului, îl lauzi pe Domnul. Poate că cine știe unde îți fuge mintea, așa stând pe bancă. Poate că cine știe la cine îi dai text message, cine știe ce judeci pe bancă, cine știe ce cântărești, ce analizezi, asta numai tu știi și Dumnezeu până într-o zi. Cei care sunt în casa Domnului au șansa să-L laude pe Dumnezeu. Alegerea ți aparține! Cele două ore cât le stai aici, vrei să-L lauzi pe Dumnezeu? Poți să-L lauzi! Nu vine jandarmăria, ISIS ca să te omoare. Ai dreptul să-L lauzi pe Dumnezeu sau ai dreptul să te gândești în altă parte, să te tot uiți la ceas, nu mai termin odată omul ăsta. Ai dreptul să-L lauzi pe Dumnezeu. Ce o să faci? O să-L lauzi? Apoi, Isaia 57 îi dă un cuvânt extraordinar. Un cuvânt care aș vrea ca să-l citesc. Isaia 57, cu versetul 14. Și el zice, croiți drum, pregătiți calea, luați orice piedică din calea poporului meu. Ascultați-mă bine, Biserica Filadelfia. Ați ascultat cuvântul Domnului, spune, croiți și repetă, croiți drum, pregătiți calea, luați piedicile, nu puneți piedici, luați piedicile din calea poporului meu. Nu știu ce piedici te folosește, bineînțeles că nu Dumnezeu, ca să pui piedici, dar doresc ca în seara aceasta Duhul Sfânt să te lumineze și să croiești drum, să ridici piedicile și să fii o stea călăuzitoare în mâna lui Dumnezeu. Apoi, în 1 Samuel,
În capitolul 19, versetul 9. Doi oameni care erau în casă. Am spus că stelele călăuzitoare sunt în casă. Numai stelele căzătoare sunt afară. Atunci Duhul cel rău, trimis de Domnul, a venit peste Saul, care ședea unde? În casă, cu sulița în mână, punct, David cânta. Doi oameni, amândoi erau unși, amândoi erau în casă, unul ținea sulița și celălalt harfa. Ce diferență! Ce diferență! Te întreb în seara aceasta, ce cauți cu sulița în casă? Ce cauți? Știi ce destinație are sulița? Sulița are destinația să împungă, să înțape, să omoare. Biserica lui Hristos în casă nu este teren de luptă. N-ai ce căuta aici cu sulița. Aici este locul harfei. Aici este locul cântării de laudă. Aici se laudă Dumnezeu. Aici se glorifică numele lui Hristos. Ce-ți alegi? Să vii în casă cu sulița sau să vii cu harfa? Cum ai plecat de acasă în seara aceasta? Cum ți-e inima în momentul acesta? Duhul Sfânt te cercetează, vrea să te facă o stea călăuzitoare aici pe pământ, prin care numele Domnului să fie proslăvit. Ce cauți cu sulița? Tu ești, destinația ta este să-L lauzi pe Dumnezeu, destinația ta este să-L glorifici pe Dumnezeu, destinația ta aici, în Atlanta, este ca prin limba ta, prin ființa ta, să se glorifice numele Domnului. Oh, aleluia! Aleluia! Să fii o stea călăuzitoare! Sunt destui care înțapă, nu te număra în rândul lor. Apoi, tot în 1 Samuel, tot în casă, auziți ce face o femeie. Auziți ce face o femeie. 1 Samuel, capitolul 1, versetul 6 și 7. Potrivnica ei o înțepea deseori ca să o facă să se mânie, pentru că Domnul o făcuse stearpă și în toți anii era așa. Ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, Penina o înțepa la fel. Atunci ea plângea și nu mânca. Ce caută? Ce caută stelele acestea rătăcitoare, care știu să înțape, care știu să mâhnească și unde? În casă, n-avea timp pe Nina ca să-i amărască inima lui Ana. Nu avea timp înainte de templu, venea mereu o dată pe an la templu, n-avea timp 11 luni. Nu, exact în casa Domnului, exact acolo, să o înțape, să o doară, să nu mănânce și să până când plângea. Acestea este lucrarea celui rău. În seara aceasta noi suntem chemați să fim stele călăuzitoare. Amin? Stele călăuzitoare. Te-ai gândit vreodată, dacă ai fost pentru cineva o stea călăuzitoare? Știu că am trecut de ora 8. Ascultați-mă câteva minute. Dacă o să mă ascultați în aceste câteva minute și Duhul Sfânt o să vă pună pe inimă și să vă trezească mintea sănătoasă, din seara aceasta Biserica Philadelphia se va schimba. O spun nu în numele meu, în numele Domnului. Ascultați-mă bine. Este foarte, foarte important ca în viața aceasta pe pământ, cât Dumnezeu ne-a hotărât-o, nu știm cât, să ne împlinim mandatul. Care este mandatul nostru? Să fim stele călăuzitoare. Să ducem oameni la Hristos. Acesta este mandatul nostru. Și ca să mă înțelegeți mai adânc, vă dau două exemple. Nu de mult eram în Italia împreună cu prietenul meu, cu fratele Neluțu Hăjmășan, în biserică la fratele Livanu. După ce s-a terminat
programul, am ieșit pe hol și așteptam ceva frați acolo și vine o soră la mine și îmi spune, zice, frate Pavel, vă amintiți, vă cunoașteți? Zic, nu. Zice, în urmă cu 7 ani ați fost pe aici și v-ați rugat pentru mine. Eu n-aveam copii, zice, sunt 7 ani de atunci. Zice, și uitați-vă ce a făcut Dumnezeu cu mine. Avea 2 copii lângă ea și unul în brațe. 3 copii în 7 ani. Ascultă Dumnezeu rugăciunea? Vrei să fii o stea călăuzitoare? Vrei să te lași în seara aceasta sub călăuza Duhului Sfânt? Și să-i spui, Doamne, poate că nu mi-am înțeles scopul. Poate că n-am înțeles care-i voia ta. Pune-mi pe inimă pe cineva pentru cine să mă rog. Și lasă-l pe Duhul Sfânt să spună pe inimă momentul acesta pentru cine să te rogi. Nu știu, e un coleg de-a tău, e mama, e socra, e nu știu cine. Să meargă împreună cu tine, să fie o călăuză până când îl vei duce la Hristos. Apoi, îmi amintesc din familia mea. Era după război, al doilea război mondial, nu știu cine, nu l-am cunoscut niciodată, dar nădăjduiesc că în împărăția cerurilor o să-l cunosc sau să o cunosc. A fost cineva din vestul Europei care și-a lăsat confortul și a decis să fie o stea călăuzitoare pentru români. A intrat ilegal în România și a riscat viața, așa cum fac mulți în zilele noastre, ca să fie stele călăuzitoare pentru mulți de pe pământ. A intrat în România și a dus cu el Sfânta Scriptură, Biblia. Una din Bibliile acestea au ajuns în mână la tăticul meu. Când a ajuns în mână la tăticul meu, a deschis-o și pentru că cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, o sabie cu 2 tăișuri, i-a străpuns inima la tăticul meu și s-a întors la Domnul. A plecat acasă cu inima strânsă tăticul și a spus, cum să-i spun eu la Veronica mea că m-am pocăit? Și Dumnezeu i-a dat puterea aceea și s-a dus și i-a spus, Veronica dragă, uite ce s-a întâmplat cu mine în viața mea, eu m-am pocăit. Mama s-a uitat lung la el, zice, dar ce înseamnă aia? Habar nu avea. Și a început să-i spună, a doua zi, mama s-a dus la biserică cu tăticul. Când a auzit cuvântul lui Dumnezeu acolo la țară, erau doar câțiva bătrânei, dar cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. S-a întors la Domnul, mama mea. A ieșit din biserică și a spus la tăticul, mă pocăiesc și eu. Eram copil, eram singur, sunt cel mai mic din familie și mă amintesc că mama era foarte bolnavă. Mă uitam la ea, nu știam ce să-i fac. A venit la noi în casă un vas a Domnului și mama a avut o lucrare și a spus așa, n-am să uit niciodată cuvântul acesta din partea Domnului. I-a spus, pentru că tu n-ai zăbovit când eu te-am chemat, nici eu n-am să zăbovesc să te vindec. Și Dumnezeu a vindecat-o pe mama și a trăit până la 86 de ani. De ce? Pentru că cineva a ales să fie o stea călăuzitoare. Au trăit împreună tăticul cu mama, au avut 6 copii. Și pentru că atunci cineva s-a dedicat să fie o stea călăuzitoare, astăzi din cei 6 copii, suntem poate aproape la 100, cu toți, cu gineri, cu nurori, cu nepoți, care s-au întors la Domnul și sunt în casa Domnului. Este important să fie o călăuză? Este important să fie o stea călăuzitoare? Haide să ne ridicăm în picioare. Vreau ca să ne rugăm pentru un subiect pentru care poate că niciodată în viața ta nu s-a rugat nimeni pentru tine. Vreau ca să mă rog în seara aceasta pentru toți și să ne rugăm împreună în următoarele 1 minut, 2. Nu trebuie o rugăciune multă, dar spune-i lui Dumnezeu, fă-mă o stea călăuzitoare.
Vreau să fiu o stea călăuzitoare. Nu vreau să mă iau după stelele rătăcitoare. Nu vreau să mă iau după stelele căzătoare. Vreau să fiu o stea călăuzitoare. Folosește-mă aici în Atlanta. Folosește-mă în America. M-am bucurat când am auzit că 21 de tineri din Biserica Philadelphia au graduat. Doamne, fă-i pe toți niște stele călăuzitoare. Să aibă influență până la Casa Albă. Doamne, umple-i de Duhul Sfânt. Aleluia! 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 Oh, aleluia! Simt puterea Domnului! Oh, aleluia! Vrei să-i ceri la Dumnezeu sincer? Dumnezeu spune pe inimă acum pentru cine să fie o stea călăuzitoare. Poate că e un coleg de-a tău, e mama, e tata, nu știu, cineva de aici din jur, poate cineva din România. Vrei să te rogi și să-i fie o stea călăuzitoare? Dumnezeu te împuternicește să fii o stea călăuzitoare. Intrăm în rugăciune cu toții, dar nu înainte să amintesc un singur lucru. Gândiți-vă bine, pentru că nu știi vremea când vei pleca de pe pământul acesta. V-am spus cum s-a întors tăticul meu la Domnul. Haideți să vă spun cum a trecut la Domnul, la 85 de ani. Omul acesta lui Dumnezeu, care n-a fost un păstor, n-a fost un predicator, a fost o stea călăuzitoare pentru mulți. La 85 de ani era foarte slăbit, era în pat. S-a trezit într-o dimineață și i-a spus la mama: Veronica, dragă, astăzi vine mirele și eu plec acasă. Pregătește-mi hainele. Ce vă spun, vă spun din gura mamei. Mama a mai trăit încă 3 ani după ce mama a trecut la, după ce tătico a trecut la Domnul. A chemat pe un frate de-a ei mama, l-au spălat, l-au bărberit și când i-a închis nasturile de la cămașă, era foarte aproape capul lui mama de capul lui tăticu, s-a uitat tăticu în dreptul ei. S-a uitat adânc în ochii ei și știți ce i-a spus? Veronica, dragă, mai bine ai venit și tu cu mine, ca să nu rămâi aici singură. Și-a închis ochii și-a plecat la Domnul tăticu. Și-a sfârșit călătoria. Și-a sfârșit mandatul. Tăticu a fost o stea călăuzitoare. Dacă nu știu pentru câți a fost, dar pentru cei 6 copii, tăticu a fost o stea călăuzitoare. Și dau slavă Domnului pentru tăticul meu. Vrei să fii o stea călăuzitoare? Cere-i putere Domnului, că este gata ca să ți-o dea. Amin. Doamne, te rugăm să binecuvintezi întreaga asistență. Amin. Biserica ocupă locurile, aș vrea să îmi permite să vă cer încă câteva minute și vom încheia seara aceasta. În primul rând, vă mulțumim din toată inima pentru că ați venit și ați ales să vă închinați împreună cu noi. Apreciem foarte mult asta și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumim din toată inima oștirii mici. Stimată fanfară, stimați dirijori, vă mulțumim frumos. Vă mulțumim că ați cântat frumos. Biserica poate să spună un amin asta? Dar vă mulțumesc că ați stat până la orele 8 și 16 minute și ați dat lecții la alții. N-ați ieșit afară în timp ce s-a predicat în românește cuvântul Domnului și voi n-ați înțeles prea mult. Very nice. Very, very nice. Dumnezeu să vă binecuvinteze. God bless you all. Amen? Biserica, spuneți amin, vă rog frumos.
Hai, ieșit afară! Păi ăștia ne-au dat nouă lecții la unii care ar trebui să fie stele călăuzitoare. Da, aș vrea să spun un cuvânt de bun venit familiei Valer și Daniela Șoptărian, care vin din Bocșa, la familia Cornel Talpeș, din județul Caraș-Severin, în România. Sunteți amabili să vă ridicați în picioare? Dumnezeu să binecuvinteze familia Valer și pe sora Daniela. Au venit definitiv în America. Oh, wow, wonderful! Dumnezeu să vă binecuvinteze și să mai veniți mai des la Philadelphia. Amen, biserică? Spuneți amin, vă rog frumos. Tuturor celor care sunteți la balcon, în sală, pe platforma aceasta, vă mulțumim cu cei de la amvon și cu cei de la balcon și cu cei din orice colț, am adunat suma de $10,000 în această seară. Puneți un amin. Un thank you. Mulțumim mult. $10,000. Dacă de fiecare dată adunăm $10,000, muntele ăsta care se numește 460 se va numi cât? Cât? Ia, poate să fie chiar 400. E bine, amen. Vă mulțumim frumos pentru $10,000. Am intrat într-o nouă săptămână, aproape în fiecare zi este activitatea aici. Mâine seară, fanfara are repetiție de la orele 8, marți seara rugăciune de la orele 8, miercuri seara corul are repetiție de la orele 8, joi seara rugăciune de la orele 8, vineri seara tineret de la orele 8. Nu uitați, ziua de joi am declarat o zi de post și de rugăciune pentru bunul mers al Bisericii Philadelphia. Intrăm într-o perioadă asta de vară când mulți sunt plecați. Dumnezeu să binecuvinteze pe cei care sunt în România plecați. Dumnezeu să binecuvinteze pe cei care vor veni dinspre România spre America. În săptămâna aceasta, cred că Viorica Cuzman va pleca mâine spre România. Dumnezeu să fie cu sora Viorica Cuzman. Amin. Și copii. Dumnezeu să fie cu ei. De asemenea, sigur că ne așteaptă un weekend, the 4th of July, de aceea cina Domnului nu o să o sărbăm duminica viitoare, care este 3 iulie, ci o să o sărbătorim în duminica de 10 iulie, pentru că luni 4 iulie este o sărbătoare națională și sigur că poate mulți sunt plecați. Deci rețineți, cina Domnului o sărbătorim în duminica de 10 iulie la serviciul de dimineață. Dragii mei, cu ajutorul Domnului și a unor frați din conducerea bisericii și din biserică, am găsit un loc pentru picnic. Astfel că în sâmbăta de iulie 9, de la orele 10 dimineața până la orele 7 seara, avem picnic cu toți membrii bisericii. Picnicul este în Dacula Park, adresa este 205 Dacula Road, acum am spus, de la orele 10 la orele 7 după masă. Am vrea din toată inima să organizăm acest picnic foarte bine, foarte bine. Din partea conducerii bisericii, cei doi administratori, fratele Bebe Oprea și fratele Sorin Aldea, vă stau la dispoziție. Apoi, din partea fraților, care vor pregăti mici și fripturi, pâine și apă, asta este partea bărbaților, fratele Cornel Pribeac, Sami Rostaș, Vasile Filimon, Vasile Pop, Ionel Bacțan, Dan Bădăliță, Nicu Dumbrăvicianu, Costică Hanceri, Daniel Cordoneanu, Liviu Oprea și alți frați se vor ocupa de acest aspect, și anume mici și fripturi, pâine și apă, iar surorile le rugăm să aducă salate, fructe, și plăcinte cu brânză, plăcinte cu varză, plăcinte cu cartofi, dar nu prăjituri, vă rugăm frumos. Iar de aspectul jocurilor și a aparatelor prin mingi și tot felul de plase se vor ocupa tinerii. Dragii mei, aș vrea din toată inima să spun că copiii de la Sunday School organizează o ieșire la Kentucky. Să vadă arca lui Noe, care au făcut-o frumos acolo și ei vor pleca în a treia săptămână, sâmbătă din luna
din luna iulie. Înscrierile se fac în duminica asta, dimineața s-a făcut, în seara asta, duminica viitoare iulie 3 și ultima duminică este iulie 10. $20 pe copil. Înscrieți copiii care vreți să meargă, se pregătesc niște mini-venuri care să meargă acolo. Iar dacă părinții vor să meargă împreună cu copiii, sunt bineveniți și mai ales voluntari. Aș vrea acum să ne ridicăm în picioare, iubiților, și dați-mi voie să vă citesc o listă pentru care aș vrea să nu uitați, să ne rugăm în această săptămână. În această săptămână ne rugăm pentru toată inima, pentru următorii frați și surori, pentru Sefora și Naomi Burkeci. Sefora este în spital. Este fata noastră care a cântat și cântă în fanfară, a încheiat legământ cu Domnul Iisus în apa botezului nu demult. Am felicitat-o duminica trecută, a fost în numărul celor 21 de absolvenți. Sefora e în spital, Iisus Hristos este cu ea. Iisus Hristos să se atingă de Sefora. Și duminica viitoare noi să spunem că Sefora este acasă la mama, la sora Paulica și la fratele Ion, tata ei. Doamne, ai milă de Sefora. Binecuvintează-o pe Naomi care este acasă. Aceste două fete au fost lovite în ziua de marți după masă, lovite de un troc aproape de casa lor. N-ai fost tu lovit, nici eu, dar au fost lovite ele. Le iubim și ne doare foarte mult de aceste două fete. Dumnezeu să binecuvinteze pe fratele Daniel Rostaș, tată la 14 copii, diagnosticat cu cancer la pancreas. Iisus Hristos este marele medic. Ne rugăm din toată inima pentru sora Olimpia Rațiu, ca Dumnezeu să o vindece pe deplin. Ne rugăm din toată inima pentru sora Marcela Frânc, diagnosticată cu cancer la pancreas. Eu nu știu ce are satana cu pancreasul fraților și a copiilor lui Dumnezeu. Iisus Hristos, marele preot, să se atingă și de sora Marcela Frânc. Dumnezeu să se atingă de fratele Gicu Stan și să o binecuvinteze pe sora Emima Stan. Ne rugăm și pentru sora Dana Panesiu, Dumnezeu să o facă tot mai bine. Dragilor, ne rugăm în această săptămână pentru toți cei care i-am sărbătorit în urmă cu o săptămână. 21 de tineri. Alex Sargent, Ethan Boderaș, Cristian Vereș, Robert Recalo, Adi Tudoruț, David Stanciu, George Puha, Marius Zagorean, Filip Kuzman, Sefora Burkeci, Sebastian Povian, Tabita Purcar, Alex Nicolai, Alina Herman, Andrei Hanceri, Camelia Roman, Emma German, Lidia Rostaș, Marius Lăcătuș, Melania Luca și Ruben Turcin. Dumnezeu să facă de ei stele călăuzitoare! În lumea aceasta care este plină de întuneric să fie o stea care să călăuzească pe colegilor spre Hristos și spre împărăția lui Dumnezeu. Plecăm capetele noastre, dacă cineva are pe inimă o problemă, are în suflet un necaz, are o persoană pe care vrea să o reprezinte înaintea Domnului Iisus, care stă la dreapta Tatălui, se uită spre Biserica Philadelphia, vă rog, nu vă grăbiți, că ochii lui Iisus se uită spre noi acum. Ne vede pe cei de la balcon, ne vede pe cei de la amvon, pe cei de pe platformă, pe dumneavoastră din sală. Ridicați, vă rog, o mână în sus dacă aveți o problemă personală. Dacă aveți o problemă de familie și cu toții ca o familie unită și binecuvântată de Dumnezeu, prin Fiul Său Iisus Hristos și prin puterea Duhului Sfânt, să ne rugăm din toată inima. O, Doamne, toți venim ca o singură inimă. Doamne, vindecarea este în mâna Ta, pentru că
Iisus Hristos, iubirea și dragostea Părintelui Ceresc și împărtășirea Sfântului Spirit să fie și să rămână cu noi, cu toți de acum și până în ziua veșniciei și întreaga adunare să spună din toată inima, amin. Din toată inima biserică, amin. Și încă un amin, vă rog frumos, amin. Dați mâna unii cu alții, Dumnezeu să vă dea o noapte liniștită și o săptămână binecuvântată, amin și iar amin.